Acum spuneam de filmul, de serialul Suits și v-am recomandat primul episod pentru că acolo se vorbește despre selecția personalului și angajarea. Pentru cei care n-au văzut filmul, este vorba de o societate de avocatură, o casă de avocatură, foarte celebră în orașul respectiv, în New York, cu un număr mare de angajați, foarte competitivă, care era recunoscută pentru motivarea salarială corespunzătoare a angajaților, dar și pentru severitatea cu care era tratată resursa umană, mai ales cea nouă angajată. Unul dintre avocați își alege un asistent, un asociat. În astfel de corporații se pleacă de la asistent, asociat, până la senior manager și așa mai departe. Și cei care au statut de manager își aleg un astfel de asociat cu care, împreună cu care lucrează, care îi fac în același timp coaching, training, îl formează pentru a deveni el însuși, la un moment dat, asociat sau senior partner și așa mai departe. Asta este o strategie de promovare a resurselor umane în corporație pe niveluri în funcție de performanța pe care fiecare individ o are în corporație, performanță măsurată în rezultate, în cifre de afaceri, de exemplu, pe care o aduce organizații. Și avocatul respectiv, Harvey, își angajează, spuneam, un asociat. Ce caută el? Și asta îi spune secretarul care administra procesul de selecție a personalului. El caută o persoană care să fie asemeni lui. Ok, și ce înseamnă să fie asemeni lui? Că toți vrem, dar dacă nu lucrează numai asemeni lui, corporația nu funcționează. În cazul de față la o societate de avocatură, să spunem că toți să fie avocați. Nu era doar asta, era să aibă anumite calități profesionale, un anumit curaj profesional, o inteligență, inclusiv inteligență emoțională, inteligență profesională, deci coeficient de inteligență obișnuit, și capacitatea de inovativitate în activitatea organizației. Și este să ajunge la interviu o persoană care nu are o diplomă de drept, deși fusese de mai multe ori implicat în susținerea unor examene la facultatea de drept, dar nu în numele lui. Trecea pentru alții. Din lipsa resurselor financiare, pentru că el trebuia să aibă în grijă o bunică, avea nevoie de bani pentru medicamente și atunci, pentru un venit suplimentar, dădea examen în locul altuia. Asta să nu discutăm din perspectiva eticii și integrității academice. Și Harvey descoperă în acest personaj, găsește pe acest Ross, care tocmai venise la hotelul unde se desfășura o selecție, în sala de conferință a hotelului. El venise să vândă droguri. Și era o persoană foarte inteligentă și a dat seama că acolo unde trebuia să ducă să vândă droguri era de fapt poliția și ca să scape de urmăritori s-au prezentat la interviu, să-și dea interviu. Și i-a spus lui Harvey că el nu are nicio intenție de a se angaja, că el de fapt vrea să scape de poliție. Lui Harvey i-a plăcut răspunsul, i-a plăcut abordarea, curajul, tupeul chiar. Și explică Michael Ross că de fapt el și știe, are și competențele necesare pentru a lua acel post și recită pe de rost fragmente din unul din codurile
juridice ale New Yorkului, cred că din codul civil, dacă îmi amintesc bine. Și are, și îl convinge pe Harvey că chiar știe și ar putea fi un bun jurist. Și Harvey riscă și îl angajează datorită competențelor și nu a diplomei. Îl angajează, îl instruiește, îi face training-ul de introducere în organizație, fără să spună celorlalți membri ai organizației că nou angajat n-are și diploma necesară. Și îi se atribuie și, și un prim caz, îi se atribuie o primă activitate. Nu știe, nu se descurcă cu anumite competențe practice, pentru că nu le avea, dar reușește să ne învețe, reușește să descurce și până la urmă reușește să devină o persoană de bază în respectivul cabinet. De ce am discutat din perspectiva resurselor umane? Făceam distinția între selecția personalului pe bază de competențe certificate, diploma, în certificarea competențelor, versus selecția personalului pe baza competențelor dovedite profesional, dovedite prin testare. Michael Ross a fost testat, chiar i-a spus lui Harvey fragmente lungi din codul civil al New Yorkului, a fost capabil să interpreteze, a fost capabil să aibă gândire juridică corespunzătoare, chiar dacă nu era certificat ca atare. Și asta de multe ori spune, pe o companie multinațională, mai ales cele de proveniență americană, pun mai mult accent pe ceea ce știi și poți să faci, decât pe diplomele pe care le ai. Noi, în Europa, nu doar în România, suntem mai conservatori din punctul de vedere și dacă n-avem și diplomele corespunzătoare, nu valorăm doi bani, pentru că diploma vorbește de pe perete, noi nu reușim în cele mai multe ori să vorbim din fața angajatorului. Iarăși este distinția, mai ales între privat și public, unde mediul privat se mai acceptă, în mediul public se mai întâmplă. Dar în film ideea era a unor competențe reale. Și că o corporație mare, importantă, prin mare nu însemnând mare ca număr de angajați, ci mare ca, de exemplu, cifre de afaceri sau mare ca și poziționare competitivă pe piață, vor prefera de multe ori un angajat care este un foarte bun profesionist, dar nu are neapărat o diplomă care să-i certifice aceste competențe, față de situația în care ai diplome de tapetezi trei pereți, dacă n-ai deschis gura, se întâmplă ca între popi, fără să aduc vreo jignire clerului. Este un banc doar, nu am intenția să jignesc, spuneam. Bancul spune așa, când profesorul pune o întrebare, studentul își face cruce. Și invers, când studentul răspunde, profesorul își face cruce. Despre ce, Doamne ferește, e vorba în întrebarea respectivă sau răspunsul respectiv. Dacă respectivul consultant resurse umane care face un interviu de angajare își face de trei ori cruce în fața viitorului angajat, nu-i de bine. Nu-și face, un bun consilier nu-și va face cruce, dar va zâmbi, va face anumite grimase, îi va scăpa anumite microexpresii de care am vorbit într-o altă întâlnire. Ceea ce mi-a plăcut la acest film este această separare virtuală între viața profesională și viața personală. Dacă o să urmăriți serialul Suits în mai multe episoade, nu doar în primul, foarte des personajele principale rămân fără viață personală și își creează viața personală în interiorul corporației.
din ce în ce mai mult devin parte din organizație și organizația devine din ce în ce mai mult parte din propria lor existență. Și iarăși este foarte interesant de urmărit în același serial ce înseamnă această relație de ucenicie, această relație de mentorat sau de supervizare, dacă vreți, care intervine între Harvey și Mike Ross și în care Harvey îl învață pe Mike nu doar secretele profesiei sau cum să fie un bun avocat, chiar dacă nu avea diplomă de avocat sau de jurist, ci și cum să gândească un caz dincolo de litera legii, ce înseamnă gândirea specifică unui avocat, ce înseamnă gândirea juridică, ce înseamnă până la urmă profesionalizarea, profesionismul, ce înseamnă neimplicarea în cazuri, ce înseamnă implicarea, care sunt limitele în care un profesionist se implică în activitatea profesională, dacă aceste limite pot fi extinse, și în film vom vedea că de foarte multe ori se extindeau aceste limite în zone neetice ale activității, chiar în zone chestionabile din punct de vedere al eticii profesionale, totul pentru a câștiga, pentru a câștiga cazul. Iar câștigul cazul nu era neapărat în beneficiul clientului, deși în mod evident era în beneficiul clientului, dar nu beneficiul clientului era cel urmărit, ci pur și simplu victoria. Pentru că motivația, de la un anumit punct încolo, nu mai vine de la bani, pentru că banii ai oricum, ci de la afirmare, de la victorie. Și sigur, victoria ta ca profesionist, în cazul lor, a filmului, ca jurist, era victoria sau satisfacția beneficiarului, adică el trebuia să câștige procesul pentru clientul lui. Dar el, în primul rând, câștiga procesul pentru a-și demonstra lui însuși că este invincibil, că n-a pierdut niciun proces, că este o persoană cu adevărat foarte bună. Și acum, sigur că psihologii specializați în resurse umane, nu oricare alt psiholog, nu, glumesc, psihologii vor spune la un moment dat că nevoia de confirmare e de fapt o insecuritate personală și ascunde o traumă. Iar în film acest lucru se speculează. Harvey, să vedeți cei care o să urmăriți filmul, în episoadele următoare, a suferit în copilărie o traumă când s-au despărțit părinții. O traumă pentru care o acuza pe mama lui, că l-a părăsit pe tată, că l-a înșelat și așa mai departe. Iar această insecuritate pe plan personal s-a transferat în plan profesional într-o nevoie de compensare. Iar hipercompensarea a avut succesul extrem. Extrem înseamnă chiar cu depășirea limitelor deontologice. La fel și pentru Mike Ross, care fusese îngrijit de bunică, părinții fuseseră decedați într-un accident și el avea nevoie să hipercompenseze. Faptul că a avut lipsuri financiare și asta nu i-a permis să-și îndeplinească visul de a fi avocat și i s-a oferit o alternativă la să îndeplinim visul, chiar dacă avea competențe să facă facultate, nu avea resursele financiare să o facă și a putut să intre avocat fără să facă facultatea respectivă și așa mai departe. Deci și el hipercompensa. Dar știți ceva? Dacă vă uitați, și ceilalți din organizație hipercompensează. Și cei care nu o făceau nu erau bine văzuți în organizație. Adică noi, ca europeni, vom spune, până la ora 16 s-a terminat programul, au plecat. Lor nu li se termina programul la ora 16 sau 17, pe la ora 20 se termina programul, dar asta dacă se termina, dacă era o situație urgentă, nu se termina, se termina când se termina, punct. Și ei aveau acest antrenament de a face performanță chiar cu sacrificiu, în ghilimele sacrificiu, chiar cu renunțarea la unele drepturi personale ale angajatului, că dacă am fi discutat în juridic, erau juriști, puteau spune, am dreptul să am un job care se termină la o oră dată,
firma i-ar fi explicat foarte rapid ce drepturi de a-l concedea are, fără să intervină ca în Europa protecția muncii și nu discutăm că modelul american e mai bun decât cel european, în niciun caz. Și nu discutăm faptul că o astfel de tratare a capitalului uman sau a resursei umane și această exploatare este sau nu eficientă pentru organizație, dar în film cel puțin și probabil mulți spun că și în practică, este eficient în motivare. Pentru că atunci când se trece de o anumită limită a dedicării personale în activitatea profesională, nu mai este o activitate pe care o fac, o prestez pentru bani, salariu, vine de la rația de sare pe care o primeau legionarii romani când plecau în cucerirea unor noi teritorii, îi primeau o rație de sare. Și asta de acolo denumea de salariu. Ne mâncăm, nu pâinea cea de toate zilele, ci sarea. Ca să avem ce pune pe pâine. E, în momentul în care prestez pentru un salariu, așa cum este gândirea modernă în resursele umane, atunci, într-adevăr, este alienant. Unii consideră că este alienant și să muncești non-stop și să spui, dar nu mai am viață și nu mai am... Depinde ce valori ai. Pentru cei din film, cel puțin, valorile lor erau corelate cu succesul, cu valoarea în sine profesională, cu rezultatele muncii și cu validarea rezultatelor muncii în medii competitive. Constituie asta o motivare și pentru noi, foarte mult spun că această abordare corporatistă, cum se numește, e în sine nesănătoasă, pentru că chiar ridică probleme de sănătate în muncă. Probleme de personal, de suprasaturație, de burnout, probleme reale. Pe de altă parte, în momentul în care ai o anumită valoare, reputația, de exemplu, sau succesul, cum spuneam, sau eficiența, transformi activitatea profesională într-o activitate pentru tine. Tu ești cel care are succes pentru că acea corporație în care lucrezi are succes. Și succesul corporației depinde de tine. Tu ești cel care ești vectorul acelui succes organizațional. Și managerii din firma respectivă pe care vedem în film reușesc să-i formeze pe asociați, pe cei nou intrați în firmă, în acest spirit. Fie printr-o intransigență pe care unul dintre seniori o arată cu asociații și în care avea militaria scoată așa la vedere, astfel cât unii dintre ei nu rezistau și se speriau și aveau reacții deja de traumă și chiar au plecat de la corporație. Și o să vedeți în episoadele viitoare chiar urmăresc să facă rău organizații și uneori și reușesc. Dar este un darwinism social, the fittest survive, un darwinism profesional, o competitivitate extremă. Cred că acest capitalism de pe competitivitate este bazat numai pe ideea de darwinism social. Dacă ești competitiv, dacă ești bun, ai câștig, ai succes. Acum, sigur că noi vrem în Europa, mai ales în România, să avem în același timp și competitivitate, dar și protecție socială. Este modelul european de resurse umane față de cel american. Iar majoritatea cursurilor de resurse umane vin din modelul american, care se bazează pe competitivitate. Noi însă ne bazăm pe un mix între competitivitate, dacă se poate competitivitate, dar și multă protecție socială. Pentru că noi în Europa vorbim de o Europa socială, de o politică a statului bunăstării generale. Statul bunăstării generale este acel stat care asigură cetățenilor accesul la resurse și minim de resurse fiecăruia.
Și corporația europeană, spre deosebire americană, corporația europeană are și scopuri sociale. Corporația americană are mai puține scopuri sociale, are o responsabilitate socială corporatistă pe care o manifestă prin, prin organizații, ONG-uri, prin donații de fonduri și așa mai departe, dar organizația nu face caritate. Organizația face profit. Își dă seama că prin profitul pe care îl face, de exemplu, influențează mediul sau calitatea resurselor umane și atunci înființează ONG-uri. Bill și Melinda Gates și orice alte astfel de ONG-uri sunt forme de exprimare, de expresie a responsabilității corporative. Eu știu că aceste corporații în care m-au făcut multimiliardar au utilizat și niște resurse de curent, de mediu, de... și atunci fac în așa fel încât plus valoarea să se întoarcă comunității în diverse forme. De exemplu, prin campanii de vaccinare. E o altă discuție, nu intrăm aici în amănunte. În Europa însă chiar organizația trebuie să aibă o politică de resurse umane bazată pe acest model al acest model de tip social. Și avem, iată, legislație care ne spune programul de muncă trebuie să fie așa și așa, zilele de odihnă trebuie să fie compensate, numărul de ore de maxim de muncă sunt 12 ore, de chiar nu pot depăși 12 ore pe zi, atâtea ore pe săptămână, concediul de odihnă trebuie să fie în limitele X și Y, persoanele trebuie să fie automat asigurate, să aibă asigurări sociale, de sănătate, de pensie și mai departe. Toți angajații trebuie să cotizeze, fie că vor, fie că nu vor, pentru sistemul de pensii, ca să aibă o pensie la când își termină activitatea profesională și când se retrag. De asemenea, iată mai nou, dacă copiii intră de luni în vacanță, părinții pot să solicite un concediu pentru copiii care sunt în vacanță și părinții n-au cu cine să-i lase. Generația mea sunt numai generația cheia de gât. Nu, sunt numai cu cheia la gât, dar eu, așa unii spun de gât. Generația actuală nu mai cresc cu cheia de gât, ei sunt generațiile digitale. Milenia s-au depășit milenia și X și Y și Z. Acum suntem într-o generație de nativ digital. Iar copilul nu poate să stea cu cheia de gât, că stă cu laptopul în mână și cu telefonul, iPhone-ul. Și atunci părinții trebuie să primească concediu plătit ca să aibă grijă de copiii care nu sunt la școală. Că sunt 3 săptămâni de vacanță forțată. Iau o singură săptămână sau mai adăugat două. Din motive de sănătate publică. Dar, sigur că dacă analizăm competitivitatea profesională a unor astfel de situații, competitivitatea noastră este mult mai scăzută decât a economiei americane. Dar protecția socială este mai crescută. Ce este mai bine? Să avem o politică, un sistem de management a resurselor umane bazat exclusiv pe competitivitate și pe competiție sau unul în principal bazat pe competiție, dar în secundar care asigură o protecție socială a angajaților. Asta ține mai ales de percepție, ține de modul în care înțelegem astfel de elemente legate de politicile de personal și nu intră în obiectul nostru de interes în acest curs de introducere, de fundamentele resurselor umane, să discutăm și de politici de angajare, de politici de personal, de politici sociale în ceea ce privește angajarea și angajabilitatea. Probabil le veți studia la alte discipline. Noi doar vedem că sunt două modele generale, un stat neoliberal și un stat social care are se transferă în ceea ce privește resursa umană, într-o politică neoliberală în ceea ce privește resursa umană. O politică liberală este politică de tipul prin noi înșine, adică politica aplicată de România în perioada interbelică, dar aplicată inclusiv de firma Harvey Specter și nu mai știu cum se chema, că tot schimba Harvey Specter Pearson în prima perioadă, după care schimbă denumirile.
în filmul Sweet, că e o politică de tip liberal, de fită survivor, și în același timp contează succesul, eficiența, cu sacrificii din partea resurselor umane, dar sacrificii compensate, atenție, nu pur și simplu sacrificii, să-i luăm tot, să jupuim de tot ce are resursa umană, ci motivată cu un salariu foarte bun, cu posibilități de avansare în carieră, avansare care să fie din ce în ce mai bine remunerată, cu alte surse de motivare extrasalarială, și mai departe, dar cu riscul de burnout, cu riscuri pentru firmă, versus situația în care, sigur, este mai importantă sănătatea angajatului, sănătatea în muncă, este mai importantă menținerea pe termen lung a securității în muncă, a siguranței în muncă, așa cum este modelul european, modelul social al resurselor umane și politicile sociale în ceea ce privește resurse umane. Sigur, riscurile unui astfel de model, există și ele, angajații blazați, care nu își mai pun accentul, nu mai pun accentul pe competitivitate, și în riscurile extreme sunt acelea în care sunt angajați care, și nu mă refer acum în România, și sunt persoane care spune, da, eu nu vreau să muncesc pentru salariul de, aș putea să stau pe benefits în Marea Britanie, nu în România pe venitul minim garantat, ci în Marea Britanie pe benefits. Și ajunge la ora actuală în Marea Britanie post-Brexit să nu aibă în anumite sectoare forță de muncă. Că veneau românii și bulgarii și ocupau anumite locuri de muncă neacceptate de britanici, dar nu mai sunt atât de mulți români imigranți clandestini și așa mai departe, și britanici ar trebui să muncească în locuri de muncă pe care le consideră sub nivelul lor de așteptări. Și nimeni nu poate să-ți ceară să muncești unde nu-ți dorești. De altă parte, sunt foarte multe persoane care refuză sistematic locuri de muncă, adică refuză să muncească. De ce? Pentru că beneficiile, mă refer doar la Marea Britanie, la noi se numește altfel, dar e același lucru, pentru că beneficiile sunt mulțumitoare, la ei sunt mari. La noi sunt acceptabile pentru anumite categorii de persoane. Nu categorii profesionale, nu socioprofesionale, nu categorii sociale sau etnice sau de altă natură, ci categorii de persoane. Pentru că sunt persoane, le-am întâlnit în anchete sociale pe care le-am realizat, care trăiau exclusiv din ajutorul copiilor. Erau persoane șomere, cu mulți copii, fără nicio intenție de a intra în câmpul muncii, de-aia aveau ajutoare de îngrijire copii, alocații, și aveau ce consuma, mai ales lichide, mai ales lichide cu anumită tărie, și nu prea aveau foarte mare, puneau foarte mare accent pe ce se întâmpla cu copiii respectiv, dar statul român asigură, și este foarte bine că face așa, că ar fi populații întregi care n-ar avea accesul la resurse. De altă parte, sigur, comparând Europa cu America, în Statele Unite vedem un nivel de bogăție mai mare decât în Europa, în multe filme. Tot în filme vedem și foarte mulți homeless cu cutia lui de carton. Este o societate care spune, cum îți aștern, așa dori. Dacă îți aștern carton în pat, așa dori. Și ia propriu cum îți aștern, așa dori. Cât te poți duce să-ți aștern într-un hotel de 5, 6, 7 stele, dacă ai venituri corespunzătoare, sau poți să intri sub un pod, să-ți aștern propriul carton și să dori. Este un alt tip de societate și n-aș vrea să fiu pus în situația să-mi aștern cartonul. Și atunci, în forumul interior, deși sunt liberal și libertarian, adică prefer să merg pe
persoana căreia se oferă șansele de, cum spune Constituția Americană, pursuit of happiness. Dar, pe de altă parte, ar trebui să existe și o solidaritate socială în care societatea să se simtă responsabilă pentru membrii săi. Și aici societatea, dar și organizația, corporația, este o corporație responsabilă față de angajații săi, față de capitalul său uman, ca să revenim la ideea de capital uman, și corporația responsabilă, înainte de a concedia din prima, sau de a diminua salariul, sau de a sancționa, trebuie să fie capabilă să înțeleagă situațiile în care se află un angajat. Sigur, nu până la limita în care corporația tot timpul înțelege, iar angajatul tot timpul are situații. Trebuie să existe un echilibru între cele două. Și asta este probabil capitalismul european modern. Echilibru între componenta comunitară, socială și componenta liberală și libertariană.